Mai este puțin și vine iarna, iar autoritățile din județul Olt nu vor ca zăpada să le ia prin surprindere. Astfel au fost semnate contractele cu firmele care asigură dezăpezirea iarna aceasta. Potrivit reprezentanților primăriei Slatina, municipalitatea are deja semnat contractul cu Salubris pentru dezăpezirea străzilor din oraș. Sunt pregătiți de intervenție 220 de angajați cu 25 de utilaje și peste 300 de metri cub de material antiderapant. Și secția de drumuri naționale Slatina are deja în stoc o parte din materialul necesar pentru dezăpezire. Aproximativ 50% din materialul antiderapant necesar pentru dezăpezirea drumurilor din județul Olt este deja în stoc. Reprezentanții secției de drumuri naționale Slatina așteaptă și restul de necesar pentru ca iarna aceasta dezăpezirea să se desfășoare fără probleme în județul Olt. Am pregătit bazele, cele 6 baze de pe drumurile naționale, în vederea cazării și primirii de utilaje de la prestator. Țin să menționez că avem prestator pentru drumurile naționale, există contractul subsecvent semnat, s-a dat ordin de intrare în baze începând cu data de 15 noiembrie pentru 10 utilaje, urmând ca în funcție de vreme să introducem și alte utilaje în baze, până la atingerea întregului număr de utilaje prevăzut prin planul de iarnă, și anume 31 de utilaje de la prestator. În grafic este și Consiliul Județean Olt. Potrivit directorului Direcției Tehnice, Cornel Motoi, 3 firme se vor ocupa de dezăpezirea drumurilor județene iarna aceasta. Avem un acord cadru pe 4 ani, este ultimul an. Sunt 3 firme pe 4 zone, zona de nord, zona de sud, zona de est, zona de vest. Vor intra în dispozitiv numai dacă vin atenționări de cod galben, cod roșu. Firmele care se ocupă trebuie să aibă per total în jur de 6.000 de tone. Dar eu nu-l oblig să-și aprovizioneze la început 6.000 de tone. Poate nu ninge, poate nu. El are o cantitate anume și pe măsură ce consumă își face aprovizionare. Iar utilajele disponibile tot în mele sunt în jur de 402 de utilaje, cu posibilitatea în funcție de iarnă să facă și altele, să închirieze. Se va acționa cu sare, nisip și clorură de calciu. Potrivit autorităților, din experiența anilor trecuți, în partea de sud a județului apar probleme. În anumite zone ninge viscolit, iar zăpada este adusă pe carosabil și se formează troiene. Aici utilajele acționează în permanență pentru deblocarea drumurilor.